Doamnă Macovei, spuneți-l, vă rugăm, de ce era necesar această, de ce era necesară această instituție a Procurorului European? Bine, să nu spuneți că era necesară pentru că era prevăzută în tratatul de la Lisabona. Da, nici nu am menționat asta. Unu, e necesară pentru că, dacă ne uităm azi la cifra fraudei cu fonduri europene, adică a furtului din bani europeni, inclusiv banii cetățenilor români, și germani, și români, și spanioli, toți, și români, indiferent în ce stat membru se produce. Deci frauda cu banii europeni, banii noștri, banii fiecare dintre noi, e foarte mare, crește de la una la altul. Cifra pe documente, da, pe care Comisia zice e neoficială, dar da, o dă face publică, e de 5 miliarde. 5 miliarde pe? 3 miliarde pe an. Pe an, de euro. 3 miliarde tot de comisia euro. Tot Comisia zic, credem că e mult mai mult, dar nu toate statele membre raportează la noi ce investigații fac sau ce măsuri au de recuperare a banilor. Deci asta e pe baza unor raportări. Și eu sunt convinsă că e mult mai mare. Deci frauda e foarte mare. De ce să stăm să ni se fure bani? Ce ne arată asta? Că toate mijloacele de până acum nu au fost eficiente. S-au oprit la jumătate. Tot ce avem acum, nu se mai enumără. Tot ce avem de cooperare, OLAF. Și dacă te uiți la ce se întâmplă, vezi că numărul de trimiteri în judecate, anchete finalizate cu trimitere în judecată al lui Ionescu, în statele membre, da. În statele membre, da? Pentru fraude e mic. E făcut și un calcul de 2006-2013, pe 8 ani de zile. Deci e mic. Și de recuperarea banilor e mic, implicit. Dacă nu te-a trimis în judecată pentru că ai furat din bani europeni, fraude fonduri europene, din țara ta, atunci nu ești condamnat și nu se confiscă. Da? Da. Deci, frauda e mare, furtul e mare, eficiența de până acum nu a crescut. E din potrivă. Frauda crește și eficiența rămâne pe loc sau scade. Ce ne arată? Că ne trebuie o schimbare. Și dacă vedem că la nivelul statelor membre, în multe, poate nu voi spune România, sunt state membre în care sunt două anchete sau trei anchete în 8 ani, de exemplu, trei dosare, scuză-mă, e zero, da? Rămânem toți cu banii furați într-un alt stat membru, să zicem, în România. Și ne recuperați și cu vinovații nepedepsiți. Și atunci, hai să facem birou procurorului european, care va avea câte o persoană ca procuror european din fiecare stat membru, asigurăm independența, ce am adoptat ieri, cu interviuri, nu se trimite fiecare guvern un nume și gata, ăla să fie. Că... Bun, și acest procuror european delegat, așa... Un tip, am zis procurorul european, birou central, unic. Da. Care va fi doar din capitele europene și care va avea 25 de procurori europeni, așa e până în acest moment stabilit, da. Care unul va fi procuror șef și apoi va avea un staff. În afară de asta, sau în plus de asta, fiecare stat membru avea un procuror european delegat. L-a numit delegat că el e statul membru. Este deci în plus de cei 25. Da. Am înțeles. Da. Care vor lucra la... Unde va fi făcut birou, că se face toate la Bruxelles, poate nu știi. Sunt și în alte capitale europene. În afară, în plus față de cei care vor fi la acest birou, va fi procuror european numit delegat. Adică el e cel din statul membru care conduce. Da. Probabil la noi, tot clarific asta, astăzi se ocupă biroul antifraudă fonduri europene de la DNA. Probabil că va fi atunci, mă gândesc, dacă avem un birou la DNA, va fi procurorul șef de acolo, de exemplu. Asta spun. Deci nu se reduce din putere. Din potrivă, ei vor avea puteri și mai mari. Dacă sunt buni, procurorii care sunt buni în toate statele membre și eficienți, vor fi, nu le tai nimeni din puteri. Dar le vor da puteri în plus. Că dacă vrei să faci o perechi, ai un dosar în România sau în Germania sau... Da? Da. În România, să zicem, și ai fraudă în Portugalia, în Spania, în alte țări, acum mergi pe cooperare judiciară și nu poți face o percheziție peste 2 ore, de exemplu. Trebuie să urmezi niște proceduri. Sau nu poți să ceri o interceptare. Sau alte măsuri, să faci o măsură de anchetă sau audiere. Da? Măsurile de cooperare judiciară. Nu intru în detalii. Îți ia timp și poate că unele sunt ruinate de faptul de lipsa de viteză. Da? Deci, vor fi din podul, vor avea mai multe instrumente. Pe de altă parte, dacă procurorul e leneș și 6 luni, 10 luni, referent un an, un procuror nu și-a făcut treaba din parchetele naționale, din parchetele naționale care e pus în birou de antifraudă fonduri europene,
și tu că n-a făcut dosarul ăsta, toate vor fi în evidență, atunci poți să dispui să se mute dosarul. Deci cine își face treaba va fi mai puternic, trebuie asta zic. Cine nu, da, e normal să le iei dosarele dacă zac în fișet. Și concret, procedural, cum va lucra această instituție a Procurorului European într-un stat membru, de pildă România, să luăm? Da, va fi, o să stabilim, vom stabili reguli, după care norme de procedură internă, adică nu o să ignor, călcăm picioare legislația statelor membre, nu vă imaginați asta. Da. Dacă o legislație nu e bună sau da de... Deci vor colabora, vor lucra tot timpul. Dar ce vrem noi este ca pe statele membre să aibă prioritate deciziile Procurorului European. Repet, pentru oameni din state și sisteme care nu-și fac treaba, dar altfel n-am ajunge la această fraudă, care da. Crește de la un an la altul. Chiar spuneam în plen, pe raportul antifraudă fonduri europene, de ea am fost raportor pe această comisie, pentru că iar am auzit de la comisie că mulțumește Parlamentului că îi cerem să facă distinția între fraudă și irregularități, adică greșelile administrative. Cineva a greșit, dar n-a fraudat. Deci eu, de când sunt Parlamentul European, ăsta e al șaselea an, eu aud asta în fiecare an. Da. Noi cerem și comisia zice mulțumesc. Deci aici suntem. Bun. Deci vă am dat un exemplu. Toate, da. Sau astăzi comisia zice, acum noi vrem să adaptăm regulamentul a Comisiei Anticorupție intern. Da. Ok, hai să facem, adică hai să aplicăm. Da. Din declarație de până acum și rapoartele care s-au întocmit, înțeleg că practic vor prima cazurile de infracționalitate transfrontalieră, fraude transfrontalieră aici va, asupra... aici va fi mai evident procurorul european și va ușura mult, că repede, dacă ești în România, cum s-a mai întâmplat, și vrei să faci o percheziție în alt stat membru, ai face imediat. Da. Sau ești în Germania, sau ești în Olanda, da? Sau în altă parte. Acum, dar e bine să existe un filtru, știi? Că dacă cine știe cine îți cere, să te duci nu știu unde, din motive politice, eu nu discut, că sunt tot felul de guverne, da? Și nu e justiția, nu merge bine în toate statele membre. În România chiar merge, sunt state membre în care merge mult mai rău. Tocmai vedeți, în România... Și anchetelor, deci, repet, am mai tot spus, dar de noi, dat exemplu de Comisia Europeană, tuturor statelor membre, nu mai spun de statele candidate la UE, ca model, de ani de zile. Tocmai, e, rolul DNA e reținut pozitiv și în toate rapoartele NCV ale Comisiei Europeane. Da, și e dat ca exemplu în alte state membre. Păi vedeți, și atunci acest procuror european ce vine să facă? Activitatea de asta spun... Dacă va avea un procuror de la DNA antifraudă să se miște repede, să facă o investigație, a pornit furul în România sau una din verici în România, că există mecanisme de fur din bani europeni care sunt din grupuri care se răspândesc pe multe state membre. Nu fură numai unul din România. Să nu ne imaginăm asta. Să coborăm puțin în concret. Deci sunt grupuri organizate în state membre, exact, s-au organizat să fure din bani europeni care vin în mai multe state. Transfrontaliere. Da. Hai și acționează împreună, unor fac aplicații. Hai să coborăm concret, să luăm un caz concret. Să zicem, presa germană, sunteți la curent, a scris despre acel caz legat de EADS, concernul EADS, da. În principal în Germania. Privind anumite fraude, știm că în România EADS-ul a pregătit tot ce înseamnă aparatura pentru asigurarea frontierei. Asigurarea frontierei se face și cu bani europeni, pentru că avem asta și acea facilitate Schengen. Asta a fost problema în 2003-2004, mă aduc aminte, când făcuseră contract guvernul Năstase cu EADS-ul și în același timp ceruse în comisie bani pentru asigurarea graniței, deci se suprapuneau. Da. Unii sunt, da, că nu poți să faci cu bani din două locuri, ce credeam, că comisia nu o să știe că noi am cerut milioane de euro ca să informalizăm frontiere și în același timp facem contract cu EADS-ul pe aceeași lucru. Da. Și aici, iarăși, contractul ăla plătit din banii publici. Da. Și cu fonduri europene, la fel. Deci s-a suprapus. Deci ar fi un caz bun pentru procurorul european? Din câte țin minte, s-a revizuit contractul cu EADS-ul și s-au scos. Mă rog, dar... Ceea ce era, cum să zic, era coincida cu ce s-a obținut pe fonduri unde europene. Unde se dublau cheltuielile. Da,
Cer de la doi prieteni sau de la două persoane, se cunosc, cer bani să faci același lucru. Da. Deci, ar fi un caz care să se preteze, să zicem, competenței procurorului european, un astfel de caz? Da, mai ales că, de exemplu, cu fonduri europene, problema este, adesea are mai multe state contracte, da? Și atunci, că nu poți să securizezi doar o graniță, la, într-un fel, da, informatic. Trebuie să comunice între ele sistemele de informații, poate vorbi unii cu alții. Că, ok, tu din granița cu România ai formatizat-o într-un sistem și cum vorbești cu ăla din Bulgaria sau din alt stat? Se transmisă, vezi că granița mea a trecut cu tare transport, s-am prins cu tare transport, mașina, autocarul cu droguri e din țara ta, da, sau cu, vreau să zic că și traficul cu droguri de multe ori e legat de de fraudă fonduri europene. Și aici, de exemplu, avem exemplu, aici pot să spun că e mare un poveste din state membre, să fie considerată fraudă cu fonduri europene într-o definiție europeană, să se aplice în toate statele membre. Avem această directivă care e în fază finală cu definire și infracțiunile contra TVA-ului pe fonduri europene. Sunt carusel, sunt infracțiuni carusel pe statele membre, pe graniță de fraudă cu TVA-ul. Asta sunt cele mai mari pagube. Aduc prejudicii bugetului, da, Uniunii Europene. Da, care înseamnă și bugetului nostru, asta spun. Da. Pentru că, știi, plătim anual o taxă către UE. Da. Da? Contribuim și noi. Contribuim. Da, suntem nebeneficieri, dar și europene, contribuim. Noi, eu ca român, și nu, da, ca român, în primul rând, vreau fonduri europene care să ne ajute să se facă străzi, să se asfalteze. Da. Nu să fie drenate în alte zone, în buzunarele altora. Să fie făcute ce se scrie acolo, nu să îi fure A și B să fie în buzunarul lor, da? Să-și mai facă o casă. Exact cum nu vrem să fie furați banii și de acasă. Și într-un caz concret, să zicem, procurorul european, cum va putea el să zicem, să ia un anumit caz dintr-o țară, din România? Care ar fi pașii procedurali? Pașii pe care am stabilit este că el va fi informat prin procurorul european delegat de scenă, de fiecare dosar. Acum o să stabilim, dacă punem o limită de competență, că de când așa am pus la DNA, mi-aduc aminte, în 2005, când cu legea de înființare, să zicem, în afară de cele transfrontaliere, clar intră. Da. Cele naționale, să punem o limită 10.000 de euro, încă n-am luat această decizie. Dar am zis multă lume să se informeze cu toate. Eu nu vreau să fie o instituție eficientă care să lucreze. Nu vreau să creăm o instituție cu bani mulți și pe aia să stăm nu știu câți ani, cu multe proceduri. De asta spun, ok, să raporteze, poate nu toate, dar să punem o limită de sumă, ca să ne trezim cu 1.000 de raportări mici pe care n-ai cine să le gestioneze. Să zicem să fie un prag de 10.000 de euro. Eu mi-aduc aminte că așa era la PNA, de exemplu. Da. PNA-ul, cine nu și-aduce aminte, sub Năstase, era instituția anticorupție făcută de procurori. Și nu avea limită de competență. Și ce făcea PNA-ul? Vă aduc aminte în 2003-2004. Da. Eu n-am uitat, el țin comisiile, raporte comisie și de ce am și schimbat. Avea o competență nelimitată și, în realitate, procurorii de acolo se duceau după cazuri, anchetau cazuri mici. Eu mi-aduc aminte din primul mare un caz era cu conductor de tren care l-au omită. Da. Pentru Dumnezeu, nu creezi o instituție specializată anticorupție să ocupe de crunul sau de alții, de arestul procurorilor. Când e specializată, face marea corupție, în sens de politică, politicieni, și la restul am pus o limită de 10.000 de euro. Plus, sigur, dacă sunt polițiști, magistrați, că tot procurori, da? Da. Indiferent de sumă, sau fonduri europene, indiferent de sumă, dar în rest punem o sumă, mă, nu să... Deci să nu facem din procurorul european nu aceeași mărie, sau aceeași amărie, că PNA-ul, da, procurorului amărie... cu altă părărie. Da, deci am pus competență foarte clară și la restul cu limită de 10.000 de euro. Măcar, acum încă că aș... Iar, de exemplu, infracțiunile asimilate corupției de la DNA, la corupție 10.000 de euro, la șpagă. Da, da. Bun, pe vremea n-ajunsesem la sutele de milioane de care vorbește azi. Dar de-aia s-a făcut DNA, ca să le aflăm, uite. Pe competența de infracțiune asimilată corupție, unde sunt multe dosare la DNA, acum vorbesc de România, de competență, spălare de bani, evaziune fiscală, abuz în serviciu, competența am pus la peste 1.000.000 de euro, așa din 2005. Dar numai la corupție, vorbesc la șpagă, da? Bun. E, și în concret, procurorul european va putea administra probe, va putea face percheziții? Da.
Asta, tocmai asta e ideea, să nu mai... Că până acum vedem că... În baza codului de procedură penală național. În baza regulamentului, da. În baza regulamentului european. Da, adică va da dreptul tuturor să facă investigații. Dar sigur că dacă fac o investigație în România, voi urma cod de procedură penală român. Dacă fac în Germania, voi urma cod de procedură german, de procedură german. Deci dacă sunt un procuror român care face o investigație transfrontalieră și vreau să fac o perchiziție în Germania, mă adresez procurorului european delegat, omologul meu din Germania, și el se ocupă de procedură. Imediat cere și eu pot să cer. Dar va urma procedura Germania, statului membru. Da, statului membru. Dar autorizați la judecător. Să știți că sunt state în care nu trebuie autorizat de la judecător. Eu nu spun că noi trebuie să schimbăm, nu, dar vreau să vă spun că în realitate. Dar ne-am putea aștepta, de pildă, să ne trezim cu un procuror dintr-un alt stat membru, Portugalia, Spania, Italia, să vină să facă la noi anchete? Da, ne trezim, nu trezim peste noapte. Și dacă omul are o investigație transfrontalieră cu rădăcini în România, eu zic foarte bine, hai că poate descoperim și pe românii care fac parte din acest grup. Care, Dar pe cazuri strict românești, fără să fie transfrontaliere, ar putea teoretic să... Da, am zis că se mută. Deci dacă nu face nimic procurorul și procurorul european nu ia nicio măsură, atunci îl dai la alt procuror. Nu cred că ajungem la asta. La nivelul instituției procurorului european? Da, nu am menționat că neapărat din același stat membru. Nu am să zic în același stat membru. Să vedem. Putea să fie în același stat membru. Eu aș vrea să existe posibilitatea asta în ultimă instanță. Nu știm unde ajungem. Da? Și dacă vă spun că sunt state membre și nu e România trele, în care în 8 ani de zile, 2006-2013, ai una, două investigații și nicio trimitere în judecată, nu se poate în 8 ani să nu trimiți pe nimeni judecată pe fraudă. Să spui că noi nu avem fraudă. Nu, hai. Instituția Procurorului European, așa cum se prefigurează, este totuși o instituție care presupune o anumită cedare de suveranitate, o anumită delegare de competențe de la nivel național, la nivel european. Da, asta am făcut-o când am intrat în Europa. Exact. Pentru că Dumnezeu a spus că e în tratat instituția. Ca atare va întâmpina reticențe și blocaj. Dacă le explici oamenilor, nu mai. Deci eu, de exemplu, am în cât timp credeți că va fi operațional? European, cu procurorul general de acolo. În general, procurorii generali din statele membre au avut un... vine peste noi. Stați un pic, că vă faceți treaba, vine nimeni peste. Vă ajută. Dacă nu vă faceți treaba, da. Bun, cam când credeți că va putea deveni operațional? Eu sper să intre în vigoare regulamentul în 2016, cât mai repede. Deci am luat 2015 pentru adoptare și negociere. Și el va fi aplicabil imediat. Spre deosebire de o directivă, regulamentele și ăsta va fi aplicabil imediat. Și nu depinde transpunerea în statul membru. Da, pentru că regulamentul este directivă. Da, regulamentul se aplică imediat. Deci, odată adoptat de Consiliul al Parlamentului, intră în vigoare în statele membre la data care se pune. Deci, să zicem... Dacă se intre în vigoare, o să avem un termen ca să se înființeze instituția. Da. Deci, să zicem, în 2017 ar putea fi fezabil? Eu am zis chiar sfârșitul 2016, o să mai optimistă și eu un pic lucrurile. După le fac să se întâmple. Deci... Ca să concluzionez spre sfârșitul 2016... Asta e țintă. Mereu îți propui o țintă. Deci, dacă eu îmi propun 2018 sau 2017, nu se va întâmpla nici până atunci. E mai bine să-mi pun o țintă și să fac eforturile. Deci, atenție hoții de fonduri europene din România, din 2017, doamna Macovei vă trimite procurorul european peste cap, din 2016, pe cap încă un procuror. Da, asta țineți minte că Vântii Parlamentul României a dat aviz negativ aici. De la subsidiaritate. Și cine era? Și cine era? V-ați aminte că eu n-am să uit. Era Fenechiu, care era în recurs și era președintele Comisiei de Afaceri Europene. Și le-a zis, ce atâția procurori? Care dâns, procuror, să precizăm, el, dânsul acum este după gratii. Da, 5 ani, da? Era în recurs într-un dosar al DNA, da? Bun. Și deci cu cine stăm noi de vorbă dacă vrea procuror european? Cu inculpații? Și pe aia a fost condamnat. Da, cred și eu că nu mai vroia. Deci inculpații nu se vrea. Ei nu vor nici, procurorii naționali, nici judecătorii care ei. Dar pe încă un procuror european. Deci hai să știm la cine ne uităm. Bun, vă mulțumesc frumos, doamna Macovei. Și eu.